ziua, sau cum se spune în coreană, Annyeonghaseyo. Astăzi vom vorbi ce mai aproape de gustul Coreei prin evenimentul Taste of Korea, organizat cu ocazia lansării produselor Ego to Go. Ego to Go aparține companiei Jinjedang, companie de produse alimentare coreene. Ce înseamnă Bibi Go to Go? Bibi vine de la bibimbap, unul dintre cele mai populare feluri de mâncare coreene, iar Go face referire la ideea de confort. Astăzi suntem la acest eveniment, unde invitații au ocazia să încerce feluri de mâncare tradiționale coreene. De asemenea, s-au bucurat de un original al maestrului Gary Zamir. Ceea ce trebuie să mai știți este că pe data de 3 decembrie se va deschide primul magazin Bibi Go to Go într-un supermarket Carrefour din Ploiești. Thankful first of all to be here and having the chance to spreading the Korean wave, showing our products. I think we will be having hopefully the same success that we have in Germany. Several years ago in Germany there was hardly any Korean food. It was a very, very niche product. Meanwhile it's become very popular. I'd say over a time range maybe of the last 5 years. But a lot of the young people inspired by the music, inspired by the makeup, yeah. Okay, and we are producing the mandus, so the dumplings, mm-hmm. in the plant close to Frankfurt. And we're thinking that everything that's been set up now, together with Miraja and Rolling Sushi, that we have a very good chance of having the same journey as we did in Germany. And, from what I've seen, everybody's foodies. Yes. So they like to try new things, yes. They like to try new things. And there's such a diverse flavors in the Korean kitchen that I think we will be a very good match. Yeah. Indeed. Just want to provide opportunity to the for the Romanian people to try the new food. Yeah. We don't want to force them to please have the Korean food, yeah. If they try, they like it, and we just want them to enjoy what we are offering to them. Yeah. It's just we want to diversify the food culture of the in Romania. Am început prima sushi stand în Curbeanca Carp, în Balotești, când au deschis, am intrat acolo și în 2 ani am dezvoltat 15 magazine în care să încercăm să vindem culciunași aici în România, pentru că lumea foarte place de culciunași Bibi Go. Și am adus aici în România, am început să vândă în stand sushi, prăzit, prima dată. Da. Și după aceea am început să vândă cu congelat. Și a plăcut foarte mult. Am comandat prima comandă, 20 de paleți, e ok. A doua comandă, surpriză, cum să România să vinde așa, începe, după aceea... 30 paleți, e destul de... Piața e foarte mare în România. This needed is to introduce Maestro Jean-Phil, because he's world famous musician, everyone knows. Personally, I am his fan since my high school years, 1970s. I never dreamed that I could meet him. Today's event it was organized in collaboration with CJ Jeiljedang, which is number one food company in Korea. They supported to overnight this event. For example, they brought top Korean chef and Korean food material directly from Korea. So just after this concert, you will taste the authentic Korean food. Now we are very happy, everybody here. We're starting off with the Bibi Go to Go. This here still the first store, the new opening at Carrefour. Thank you very much for that. It'll be a new concept of hot, cold Korean foods, which
is a story that went very quick in Germany. My old company teamed up with CJ 3 years ago, and we are producing Korean foods in Frankfurt. I must say this whole journey has been very fast, double-digit growth every year. People like it. That's why I think Romania is actually the best place to start this. Să spun, eu sunt o mare consumatoare de mâncare coreană și am fost cucerită de ea chiar la mama ei acasă, deci am avut șansa să vizitez Coreea și am petrecut 7 zile extraordinare la Seul, am și scris o carte despre asta și m-am hrănit cu poftă din tot ceea ce a însemnat mâncarea tradițională și am plecat de acolo cucerită de câteva bunătăți coreene, ba chiar gazdele mele m-au înscris într-un curs de artă culinară coreană care a durat 3 ore, dar suficient cât să învăț să gătesc o mâncare coreană și să primesc și o diplomă că sunt expertă în mâncare coreană. Deci abia aștept să merg în supermarketuri și să văd produse care îmi vor aminti de această călătorie. Deci pentru mine este un mare plus și mă bucur tare mult. Da, sunt familiarizată, studiez limba coreană de mult timp? Cam în 2014 am avut privilegiu să fiu și să vizitez Seulul. Deci sunt un fel de om care a avut multe privilegii. Și pentru că mi-a plăcut în mod deosebit, acum derulez și un proiect cu elevii mei. Am început un proiect ca să popularizez cultura, gastronomia Coreei și sper să le placă și să fie cât mai mulți elevi. În primul rând, modul de preparare e foarte sănătos și ei sunt foarte atenți și la ingredientele sănătoase, varietatea și modul de a mânca a coreenilor mi se pare foarte bun pentru organism. Și prima oară când am fost în Coreea, am descoperit că se poate trăi și fără pâine. Noi suntem obișnuiți cu pâine și acolo m-am simțit așa de bine. Nu credeam că voi reuși să nu mănânc pâine o săptămână și a fost extraordinar de bine să descoper atât de multe feluri de mâncare și modul de a combina mâncarea. Deci îți dă libertatea să-ți alegi exact gusturile și combinațiile care îți plac. Asta e ceea ce m-a frapat în mâncarea lor. Plus modul de a servi mâncarea. Vine vibratorul și după aceea ceilalți se iau cu ește și văd și... Încearcă și ei. Da, vine tânărul acasă și vede și mama și tata și bunica și așa se întâmplă lucrurile. Da.